Mie îmi place prin intermediul care îl fac lucru, adică sunt mulțumit, am un salariu, am un loc de muncă. Eu atăpată nu pot netruc, nu mă aietă netruc. Atunci, da, eu temă, nu cunată nimeni. Apă e gata, nu temă. Antreprenoriatul clasic este orientat să se obțină profit, iar în cazul antreprenoriatului social nu putem să excludem factorul profitului, adică oricum este orientat de a obține profit, dar este orientat și pentru îmbunătățirea comunității, pentru protejarea unor grupuri vulnerabile. Antreprenorii sociali angajează sau tind să angajeze persoane din grupurile vulnerabile sau persoane cu dizabilități să le implice în activitatea sa. Iar și în general, deci scopul este unul social în dezvoltarea comunității. Un antreprenor poate, în cazul în care, spre exemplu, vrea să angajeze la el o persoană din un grup vulnerabil, o persoană cu dizabilitate sau o persoană, nu știu, victima traficului de ființe umane sau persoană care a fost în detenție. Pentru a angaja un asemenea șomer, el poate solicita o subvenționare. Noi putem să venim cu mijloace financiare de a susține pe o perioadă oarecare angajarea și menținerea în activitatea persoanelor din grupurile vulnerabile. De ce avem așa puține, din răspunsurile pe care le-am auzit de la antreprenori, este că nu văd un avantaj la nivel de facilități fiscale sau acces la diferite resurse financiare publice sau private sau alte facilități administrative din partea autorităților publice locale. Întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție nu sunt văzute din start în calitate de entități juridice aparte, fiind înregistrate ca și SRL-uri, și nimeni nu poate spune care va fi viitorul acestor SRL-uri. Vor avea ele statut de întreprindere socială sau nu? Acum este foarte greu de a obține, pentru întreprinderile sociale, de a obține accesul la un produs bancar, deoarece ele, iarăși ne întoarcem la faptul că sunt privite ca și SRL-uri și băncile și instituțiile bancare le pun în aceleași condiții ca și restul agenților economici. Cred că statul trebuie să lanseze neapărat un program de finanțare pentru întreprindere socială. De exemplu, eu ca și antreprenor social, cel puțin o dată pe an, să am posibilitate să particip la un concurs public. Iată, se oferă un grant pentru susținerea afacerilor sociale. Să fie compensate mai multe cheltuieli legate de antrenare în câmpul muncii acestor persoane. Și trei, scutirea sau reducerea măcar cu 50% a impozitului pe venit. Mă refer la cei 90% din profit pe care noi nu putem îi reinvestim în afacere. Atunci este un nonsens ca acești 90% să mai fie impozitați pe deasupra de către stat. Nu există o singură soluție care o să rezolve tot, dar antreprenoriatul social reprezintă o soluție bună pentru multe familii, pentru mulți potențiali antreprenori, pentru multe comunități. Ca să întoarcem viața urme în ele, pentru că foarte des noi vorbim de sate de câteva sute de oameni, unde o entitate de asta chiar poate schimba la față întregul sat și întreaga comunitate, întreaga localitate.